În anul 2020, după șapte ediții, festivalul Ocaua se adaptează contextului actual și organizează o ediție online, denumită ediția 7.2. În același timp se va păstra scopul principal al evenimentului și anume educația prin teatru și promovarea acesteia în toate formele sale. Anul acesta, ediția 7.2 a festivalului Ocaua se va desfășura online, pe pagina de Facebook a festivalului, în perioada 7-10 mai. Spectatorii se vor bucura să vadă că și anul acesta programul este variat. Structura supune clipuri dedicate acestei ediții, elevii și studenții răspund la provocarea lansată de către festival și anume de a reproduce o scenă de film în context de videocol. Difuzarea spectacolelor care s-au bucurat de aprecierea publicului și au fost răsplătite cu marele premiu și locul întâi de la ambele secțiuni și secțiunea scurtmetraje, unde vor fi prezentate scurtmetrajele de absolvire ale generațiilor trecute de la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică Ile Caragiale București și Facultatea de Teatru și Film Universitatea Universitatea babeș bolyai din Cluj-Napoca. Secțiunea scurt metraj este și noutatea acestei ediții. Este un obiectiv pe care festivalul și l-a propus de câțiva ani și iată că se îndeplinește de această dată. Este singura secțiune în concurs de anul acesta, urmând să fie jurizată de trei profesioniști în domeniu. Bogdan Mureșanu, scenarist, producător, regizor, Ciprian Iacob, director al festivalului Bucharest Film Awards și Bucharest Shortcut Cinefest și Ion Florin Grigoraș, lector universitar doctor la Universitatea Ile Caragiale din București. Alături de cei trei se află și Pompilu Sonofrei, jurnalist cultural, realizator radio. Ne bucurăm că în acest an reușim să inaugurăm secțiunea de scurtmetraje pe care o vom păstra și la edițiile viitoare. Scopul festivalului este educația prin cultură în toate formele acesteia. De aceea ne dorim o diversitate a programului și a secțiunilor prezentate. Prin această secțiune dorim să dezvoltăm de asemenea importanța actoriei de film ca disciplină. Mulțumim facultăților de profil care ne-au ajutat și ne-au pus la dispoziție cele mai bune scurtmetraje ale ultimului lor două generații. Prin această ediție a festivalului le vom oferi spectatorilor noștri patru zile pline de filme, spectacole și provocări ale licenilor și studenților la actorie, dorindu-ne să le oferim o alternativă plăcută de a-și petrece sfârșitul de săptămână acasă, în siguranță. Ne ghidăm după deviza festivalului, măsură pentru măsură, la care adăugăm anul acesta, stați acasă și dați play, a declarat Alina Dumitrache, director al festivalului Okawa. Programul complet al festivalului și alte informații informații despre eveniment puteți găsi pe festivalul și pe pagina de Facebook și Instagram a festivalului Okawa.